Bismillahirrahmanirrahim, în numele Lui Dumnezeu cel milostiv, îndurător. Toată lauda se cuvine numai Lui Dumnezeu și slava este numai pentru El, unul Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, adică Dumnezeu preanaltul, cel în mâna căruia se află sufletele noastre și de la care venim și la care ne întoarcem. Assalamu alaikum. Pacea asupra voastră. Fie ca Allah să scoată în drumul nevoiașului un om ca tine. Această replică am văzut-o într-un film. Poate este ciudat că vă vorbesc despre o replică dintr-un film. Acum câteva zile dădeam cu telecomanda pe programe, oricum nu la niciunul, și la un moment dat am ajuns la nu știu ce program, nu știu ce film era și o tanti îi spunea unui bărbat fie ca Allah să scoată în drumul nevoiașului un om ca tine. M-am cutremurat și acum se ridică pielea pe mine. Este înfiorător cât de puternică este această frază. Fie că Allah să scoată în drumul nevoiașului un om ca tine. Adică, acel om, ce om bun era, încât cineva se ruga ca în cazul în care un om are o nevoie, este nevoiaș, are un necaz, are o problemă, să-i scoată în drum pe acest om bun. Om bun, atenție, egal om credincios. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că lucrul ăsta ne învață Dumnezeu în Sfântul Coran. Dumnezeu în permanență ne învață acest lucru în Sfântul Coran. Inclusiv rugăciunea care o facem și nu o continuăm prin faptele noastre, n-are nicio importanță. Deci omul bun este om credincios sau omul credincios este un om bun. Este un om altruist. Un om care se interesează de ceilalți oameni. Un om care se gândește și la ceilalți, nu numai la el. În timp ce scriam lucrul ăsta la calculator, pentru că am vrut să scriu la calculator, să nu uit, s-a luat curentul. Alhamdulillah, lăudat să fie Dumnezeu, asta e. Nici o problemă, am ieșit afară, am luat generatorul, am băgat în priză, l-am pornit, am avut curent. Alhamdulillah, din nou, lăudat să fie Dumnezeu. Dar nu a fost numai atât. În momentul în care am tras de șnurul generatorului, în momentul în care am pornit generatorul, așa se pornește generatorul, tragi de o oață, de un șnur, în momentul ăla am spus, lăudat să fie Dumnezeu, și să-l binecuvânteze pe fratele nostru care a dăruit acest generator și avem curent la Moschea Maria. Pentru că aici avem foarte multe pene de curent. Multe, multe, multe. Nu puteți înțelege lucrul ăsta. Acum 2 ani au fost 700 de întreruperi. Acum au scăzut la jumătate. Dar există foarte multe întreruperi. Ei bine, datorită credinței acestui om, bun, da? Un om credincios, mă repet, egal om bun, care a făcut această milostenie, noi suntem scoși din impas. Noi am reușit să trecem peste această nevoie, lipsa curentului la momentul respectiv. Deci, orice facem noi, faptă bună, o punem în valiză și cu această valiză ne prezentăm în ziua judecății apoi. Ei bine, fratele nostru care a donat acel generator, în cutiuța lui, în lădița lui, în geamantanul lui, în valiza lui, va apare această faptă bună, care se mulțește și crește de câte ori noi ne amintim de el.
În această moschee mică, cea mai mică și mai năcăjită moschee din România, poate din lume, nu știu, în această casă lui Dumnezeu, construită cu atâta suflet, mă uit de jur împrejur și îmi dau seama, totuși, cât de mulți oameni credincioși, oameni buni, există în comunitatea noastră. În România și în străinătate. Mă uit la acest covor, care l-am primit de la o soră, Dumnezeu să-i dea sănătate ei și familiei, de o mie de ori să răspădească în seara și în ziua de apoi, amin. De câte ori călcăm pe el, primește răsplată. De câte ori facem rugăciune pe el, primește răsplată. Mă uit la această cameră de filmat. Înainte aveam o cameră de filmat micuță, de aia de buzunar, care o cumpări de la tutungerie când te duci în concediu și ai uitat să-ți cumperi cameră de filmat. Atâta ne-am permis. Alhamdulillah, o avem. Apoi, cineva ne-a dorit această cameră. Prin care și cu ajutorul căruia cei care nu sunt lângă noi văd ceea ce noi spunem aici, facem aici și să bucură și ei împreună cu noi de minunățiile, de minunățiile învățăturii lui Dumnezeu și a profetului Muhammad, pacea să fie asupra lui. Mă uit la geamurile din sticlă și mă gândesc la acel frate care ne-a ajutat să cumpărăm aceste geamuri de sticlă. Sunt 4 geamuri de sticlă din cărămizi de sticlă colorate. Le-ați văzut în fotografii, dacă nu vă uitați pe Moschea Maria și le vedeți. Sunt minunate. Mă uit la tablou care l-am primit, tablou cu Kaba, deci cub, Kaba, cub, da? În limba română, cub. Locul din lume unde toți musulmanii, inshallah, cu voia lui Dumnezeu, vor ajunge dată în viață. Mă uit la aerul condiționat, aparatul de aer condiționat, care tot așa cineva ne-a ajutat să îl cumpărăm și să-l montăm acolo și azi iarnă ne-o salva de frig și în vara asta o să ne salveze căldură. Mă uit la cele 2 părătare pe care unul i-a scris versetul tronului și pe celălalt a scris cele 99 de nume și trimise de un frate de-a nostru tocmai din Arabia Saudită. Allah să-i dă răsplată inshallah în viața asta și în viața aia apoi, amin. Mă uit la celălalt păretar foarte frumos, tot cu cele 99 de nume aduse de frații noștri dragi, tocmai din Germania. Au venit personal până aici să-i aducă. Mă uit la această bibliotecă care am realizat-o datorită tuturor fraților și surorilor noastre, oameni buni, oameni cu credință care au vrut să pună un pic din sufletul lor. Fiecare obiect din clădirea asta, fiecare lopată de pământ care s-a săpat, fiecare lopată de beton care s-a făcut, înseamnă suflet, înseamnă bunătate, înseamnă credință. Credință. Asta înseamnă. Deci toate lucrurile astea, inclusiv covorașul care l-am primit din Turcia și l-a adus unul din frații noștri tocmai din Turcia, coranele în limba română-arabă care le-au trimis frații noștri, fratele nostru român și frații noștri turci, le-au trimis în pachet sau le-au adus personal. Cele în limba arabă trimise marea majoritate de o soră noastră din Iordania. Dumnezeu să-i răsplătească în viața asta. De 1000 de ori și încă de 1000 de ori. Și în viața de apoi să le dea paradisul. Inshallah să intre cu toți în paradis. Și dacă mă văd și pe mine la ușă, să mă tragă și pe mine înăuntru. Inshallah. Fie ca Allah să scoată în drumul omului nevoiaș un om ca tine. Musulmanul trebuie să fie omul pe care Allah, Dumnezeu, să-l scoată în fața nevoiașului. Ăsta este adevăratul musulman. În Ardeal avem o vorbă: omul ăsta e bun capitalul Dumnezeu.
Sau, mai este una, omul ăsta e bun de pus pe rană. Se referă la aceiași oameni buni, oameni cu credință, oameni la care apelezi când ești în necaz sau care nici nu apelezi, dar vin și te ajută când ești în necaz. Așa trebuie să fie musulmanii. Musulman egal supus la unul Dumnezeu, om bun egal om credincios. Într-adevăr, este ciudat să vă vorbesc într-o predică despre o replică dintr-un film. Dar replica din acea film este atât de cutremurătoare, este atât de puternică, este din sufletul omului nevoiaș care a întâlnit un om credincios. Nu m-am abținut să nu vă spun și dumneavoastră. În continuare trăiesc cu speranța că musulmanii vor ajunge ceea ce ne învață Dumnezeu să fim. Un om în mâna căruia îți poți pune viața. Oameni de onoare, oameni de calitate, oameni de caracter, oameni pe care te poți baza întotdeauna. Problema e că acești oameni de calitate, acești oameni deosebiți, acești oameni cu o credință extraordinară, nu o să-i vedeți niciodată în moschei fungind în primul rând. Nu o să-i vedeți niciodată în momentul în care pun în cutia de sadaca de milostenie, se pun o banotă așa încet, încet, și să se uite în stânga și în dreapta, au văzut toată lumea că au pus și o monedă, o banotă. Nu o să-i vedeți niciodată stând toată ziua în fața moscheilor să-i vadă toată lumea că ei sunt prezenți. Pe acești oameni o să-i găsiți lângă cei care au nevoie. Pe acești oameni o să-i găsiți acolo unde este greu. Acești oameni sunt acolo unde greutățile depășesc puterea nevoiașului și ei apar și ajută. Din păcate, acești oameni sunt speriați și sunt insultați de ipocriți. Pentru că la ipocriți nu le plac oamenii care fac fapte bune. Oamenii care fac fapte bune, oamenii buni, oamenii credincioși, strică imaginea ipocriților care sunt doar spectatori și scandalăgii. Acești oameni nu o să-i găsiți pe internet toată ziua căutând nod în papură, înjurând, acuzând sau spunând o grămadă de lucruri urâte despre X sau Y. Nu. Acolo îi găsiți pe ceilalți. Dar acești oameni buni, acești oameni cu credință, au valizele pline de fapte bune cu care se vor prezenta la judecata de apoi. Și vor avea o avere inestimabilă adunată. În fiecare seară mă gândesc dacă astăzi am făcut ceva sau n-am făcut pentru altul, pentru alții. Mă gândesc dacă există cineva care în sinea lui, în gândul lui, în sufletul lui spune: Doamne, mulțumesc că mi l-ai trimis pe nebunul ăla de Dani și m-a ajutat cu ceva. În fiecare seară mă gândesc dacă am știut să-i spun sau am fost destul de rapid să-i spun soției mele când mi-a dat de mâncare: Mama, săruna pentru masă, mulțumesc că mi-ai dat de mâncare. Știm că Dumnezeu ne dă de mâncare. Știm cu toții lucrul ăsta. Știm cu toții lucrul ăsta. Dar ce frumos e când mulțumești celui prin care Dumnezeu lucrează. În fiecare seară mă gândesc dacă am schimbat destule vorbe cu copiii mei, i-am învățat ceva astăzi, am reușit să-i învăț ceva bun astăzi și dacă acele fapte pe care le-am spus să le facă sau i-am învățat să le facă, dacă îi ajut la ceva. În fiecare seară mă gândesc la cei care m-au insultat, m-au bârfit, m-au jinit și spun: Doamne,
Iartă-mă dacă am greșit, Doamne, îndrumă-i pe calea cea dreaptă. În fiecare seară, înainte să mă culc, mă gândesc dacă într-adevăr am pus ceva în valiza mea pentru ziua judecății de apoi.